Da, noi suntem aici croiți pe moșisme, practic, pe moșisme. Dar dacă e băiat, cum îi zicem? Da. Răzvan și Dani, ce? David. David. Și dacă e fată? Dacă e fată? Cred că Maria, nu. Cred că nu v-ați gândit la nume de fată, că nu ai tu. Fată. Doamne ajută. Da, da, da. Să fie înalt așa ca taicu-sul. Frumoasă ca maică sa, că altă așa nu există. Nu există varianta asta. A făcut Radu ceva, nu știu dacă e de dimineață sau de... Eu zic că e o rețetă bună de dimineață. În același ciclu al rețetelor pe care le poți face foarte repede dimineața și poți să le deguști și a doua zi, am făcut un, să-i spunem, un fel de budincă de ovăz, da? O rețetă super simplă, făcută cu 500 de grame de fulgi de ovăz, cu un litru de lapte, se lasă ovăzul la hidratat, să-i spunem așa, adăugăm 4 ouă, am mai pus afine și smochine și le-am pus la cuptor. Ok, de când a fost doamna Hâncu ieri în platou, am găsit smochine pe unde m-am plimbat ieri, până și în frigiderul meu, în care nu credeam să existe așa ceva. Semn că e o conspirație a smochinelor. A smochinelor, da. Bun, și de adevăratelea, astăzi ai zis supa de ceapă? De adevăratelea facem supa de ceapă, da. Începem sezonul supelor. Începem sezonul în care trebuie să găsim și lucruri pentru metode moderne, că am văzut că e la mod acum să vezi chestiunea asta pe internet. Metode moderne de încălzire a casei, da? Și eu zic că supa de ceapă poate fi o metodă gastronomică pentru a încălzi și sufletul. Hai să mergem. La cât costă gazul, trebuie să trecem pe salate. Ceapa un pic înăbușită are altă miros decât ceapa proaspătă, nu-i așa, proaspăt tăiată și pusă în frigiderul din redacție. Astăzi facem supă de ceapă? Da, o rețetă clasică de supă de ceapă. Așa. Pe care o începem cu unt și puțin ulei de măsline. Ceapa ar trebui să fie tăiată mărunt, lăsată puțin în apă să-și mai piardă din aciditate, nu în frigider. Și dacă o lăsați în frigider, nu uitați să fie sigilată super, super bine. În același timp am pus pe foc oase tubulare de vită, ca să facem și un stoc de oase. Am pus doar foi de dafin, sare și piper boabe. E foarte important să reziști cât timp faci supa, 4, 5, uneori chiar 6 ore, dar gustul desăvârșit de la final îți va spune că își merită tot efortul. Se face la foc mic? Se face la foc mic. Se amestecă tot timpul. În fine, unele rețete ne spun că ar fi important să lăsăm să se caramelizeze puțin și să se și ardă. Dar lucrăm acasă și mai dorim să mai și facem și alte lucruri în bucătărie după ce facem această supă. După ce începe să-și evapore tot lichidul pe care îl are în interior, trebuie adăugat puțin vin alb. De obicei punem vin alb. După ce se va evapora vinul alb, va rămâne savoarea pe care o are acel vin. Poate să fie un vin pe care l-ai în casă dintr-o sticlă desfăcută pe care n-ai mai folosit-o. După care, cam la 10-15 minute, se mai pune câte un polonic de stoc de vită. Da? După care mai scade puțin și tot așa. Și iarăși. La final se face un fel de beșamel, da? Cu puțin stoc de vită, cu unt și cu puțină făină pentru a se îngroși. La servire folosim baghetă, cruton, gruier deasupra și cuptor. Asta o să arătăm la ora 2. Radu Darie, da. Unul din puținii bucătari fără Ferrari din București, se pare. Da. Proprietar de Cărciumari, bucătari. Face un maglavaiț, cum ar zice tata, pe care eu unul nu-l înțeleg. Ce vrea să fie ăsta aici? Vrea să fie un pan de șpan cu o idee furată de la celebra prăjitură Opera. Pe lângă făină ouă, am adăugat făină de migdale, după care venim cu această bezea,
Ah, da. Făina de migdale dă... Exact, culoarea asta. Venim cu bezeaua. Bezea peste. Peste. Important atunci când, când mestecăm în interior să nu ridicăm spatula pentru a nu introduce aer în, în compoziție. Prezența bezelei în, în pandișpanul nostru ajută ca, ca ea să devină pufoasă. Da? Bun. Deci asta va fi baza noastră. Bun. Vom pune acest preparat în cuptor, 170 de grade, 30-40 de minute până se va rumeni. Bun. După care îl vom scoate și îl vom răci. Pentru astăzi am zis să facem o cremă de portocale, da? Am început puțin mai devreme să fac asta, cu puțin unt, cu suc de portocale, cu coaja de la portocale, și o lăsăm la răcit. Pentru partea superioară, care va îmbrăca prăjitura noastră, am să vin cu ciocolata asta cu lapte. De asta, profesională. Da? Exact, profesională. Da. Pe care o voi face ganaj, adică vom, vom pune foarte multă frișcă în, într-un vas. La bemani? Nu, îl vom încălzi foarte bine și după asta vom turna peste, peste ciocolată. Deci partea... vom avea trei straturi. Da. Pandișpan jos. Un pandișpan jos. Da. Crema de portocale. Și... încă un pandișpan. Și după asta venim cu această cremă de ciocolată, acest ganaj de ciocolată cu lapte, la care vom adăuga alunele astea de pădure pe care le-am pus în, în cuptor cu puțină sare, pe care le vom, le vom mixa puțin mai târziu și vom avea o cremă de ciocolată extrem de crocantă. Bun, am înțeles. Deci da? Ca o glazură, de fapt. Ia spune cremă. O cremă care... dar glazură, uite. O glazură. Da, ca bun, să facem noi gașca. Mulțumesc. Cârciumarilor fără Ferrari, care își doresc glazură de ciocolată. Se supără omul ăla pe noi și după aia ne face... Na, lasă, că și eu mi-au. Tu nu ții? De jucării. Acum să vină ajutoarele de la stat. Luăm pauză, dragii mei. Și ne vedem în câteva momente. Important e să știți că e important să dăm din mânuțe, altfel trece viața pe lângă noi. Nic mai frumos decât coaja de portocală, ras, mirosul de departe. Exact. Dragul meu, ce pricomic dale de bârladia? Nu știu, era o glumă din pauză. Pentru astăzi am pregătit la desertul prânzului un, o prăjitură. Da. Cu un pandișpan care are foarte multă făină de migdale în interior. Asta e, da, tot? Exact. Sau asta e o bucățică? Nu, asta e tot, Florine. Și? Așa, pe care o vom tăia, neavând o riglă la îndemână. Da. Am tăiat-o folosind această placă de ardezie. Așa. În așa fel, încât să avem două, două suprafețe egale. Egale, da, pe care le vom suprapune. Marginea întotdeauna este cea mai bună, oricum ai degustat-o înainte, da, de a începe acest moment. Și vom avea așa, un strat de pandișpan, da, venim cu crema de portocale, după care venim cu al doilea strat de pandișpan, da? Și vom veni cu acest ganaj ciocolată. De... nu, atenție! Acest ganaj de ciocolată cu lapte, peste care vom, vom pune alune de pădure. Ah, ce... da? Asta ai pus mai devreme. Exact. Ce bun e când... exact, exact. Le mixăm foarte bine și vom avea un strat super, super crunchy deasupra. Un gust pământiu, așa. Exact. Mai păstrăm puțin ganaj simplu, doar pentru, pentru decor. Uh-huh. Și mergem la, la cuptor. Eu zic că până la 12 fără un sfert. Îmi place că mă uit la, da, la ceas, eu fiind la 12. Exact. Așa, e atât de scump încât nu-l vedem. Cât stă la 12... cuptor? Păi nu mai stă deloc la cuptor. Da, gata. Da, am stat cu pandișpanul în cuptor. Ai zis 40... nu, la frigider. Ai zis cuptor. Așa, la frigider. Da, ca până la 12 fără un sfert să fim gata și să putem să o prezentăm la final și să o și degustăm la ora 12. Dar de mâncare, de mâncare ai făcut? Stai că n-am văzut, nu n-am văzut. Știi, nu vrei. Ce? E o legendă. Ce? E o legendă. E o supă de ceapă, o să afli. Supă de ceapă. Supă de ceapă, da. În viața mea n-am mâncat. Nu cred. Nu, la Galați nu se făcea supă de ceapă. Păi, nici la Bârlad. No. Uite, avem și vom face și un cruton din baghetă, peste, da, care vom veni cu brânză gruier, rasă, da? Și vom mai intra încă o dată cu preparatul în cuptor până se va gratina. Bine. Avem și arzător, îi dăm și foc, sunt facem și spectacol. Sunt curios de asta de supă de ceapă, chiar sunt curios. Da, da, e bine că ai venit la ora asta și n-ai venit mult mai devreme. Eu n-ai mai fi fost atât de curios. Mirosea? Am înțeles, bine. Ne întoarcem imediat după pauză, stați cu noi. Ce zi azi? Cam uitat? Marți. Au fost trei ceasurile? Urmează în octombrie, urmează în octombrie toate ceasurile rele din lume. Întoarce după pauză. Doamnelor și domnilor, supă de ceapă, de senzație, fără să gust, cea mai bună supă de ceapă o face Nicolae.
De ce sunteți răi? Că nu era destul cu ceapa dimineață. Cred că vei intra la fasting de săptămâna. L-am sunat odată pe Nicolae și o singură dată am încercat să fac chestia asta cu 2-3 ani și bineînțeles că aici o nenorocire. Și așa o chestie. Și l-am sunat și zic, Badie, deci, am tăiat, ai tăiat alea, așa, cât era? Păi erau așa la jumătate de decent, foarte bine. Ai folosit lingură de ele, n-am folosit, ai amestecat, păi am amestecat, cât să stau lângă ea, n-am stat. A, păi ce nu-i bine, mă, că trebuie să faci supă de ceapă după ce faci amor, mă. Ce, e greu de făcut? Supă de ceapă? Chiar e greu? Am crezut că mă întreb de amor. De unde? E senzație, nu? Hai, explică ce avem aici, de ce... Avem supă de ceapă cu un cruton făcut cu baghetă, așa, cu brânză gruier, la cuptor, după care le-am gratinat folosind arzătorul din dotare. N-a fost o idee foarte bună, că acum miroase și a ceapă pârlită. Așa, nu, miroase a brânză pârlită. Așa, după care am făcut un desert cu un pandișpan în care am pus foarte multă făină de migdale, tocmai de aceea pandișpanul nostru a apărut în primă fază puțin mai trist. Asta înseamnă că nu a crescut foarte mult. L-am siropat. Era mai necrescut și nu era galben, pentru că ai folosit exact o altfel de făină. Făină de migdale. L-am însiropat cu un sirop de portocală și am făcut două creme. O cremă de portocală și o cremă de ciocolată cu lapte cu foarte multe alune de pădure pe care le-am copt în cuptor cu puțină sare. Unitatea noastră. Vă dorește poftă bună. 6 milioane. Și super. Așa să ne ajute Dumnezeu ca mâine dimineață să cântăm ochii, gura și cu nasul. Seamănă răi cu taso. Nu cu taso, cu maică-sa să semene, mă. De ce mă las să semeni și cu taică? Uite-te un pic. Uite-te la efigie, vezi de treabă. Aflăm sexul copilașului mâine dimineață la Neața, în exclusivitate. Wow, shock, breaking news, zi frumoasă, pa!